Dacă nu-ți place să vezi cum două tractoare se bat, înseamnă că nu ești bărbat adevărat. Eu, de exemplu, așa îmi cresc feciorul, cu o asemenea filozofie de viață. Salutare! Mă numesc Doru Exploratorul. Urmăriți emisiunea Lumina, iar azi vă invit să vedeți ce descoperiri am făcut eu pe internetul moldovenesc. Dar înainte de toate, ultimele știri! Hadi ghidelim, Arcadaș! Așadar, pentru prima dată, țara noastră raportează oficial peste 1000 de cazuri noi de îmbolnăvire cu COVID-19. Acesta este cel mai înalt vârf de până acum. Cu aceste date noi a fost depășit pragul psihologic de 53.000 de cazuri, iar printre decesele de astăzi se numără și o angajată a Ministerului Sănătății, în vârstă de 63 de ani. Și dacă ne uităm noi la asemenea reportaje, și pentru că avem grijă de sănătatea noastră și avem o memorie bună, ne amintim că săptămâna trecută, pe 24 septembrie, în Moldova a fost permisă. În Moldova a fost permisă desfășurarea expozițiilor, festivalurilor și târgurilor agricole specializate. O decizie în acest sens a fost aprobată astăzi de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică. Târguri și festivaluri. Cum așa? Te întreb și tu, mă întreb și eu, nu cum așa? Cod roșu, cifre mari, zone portocalii în toată țara. Pentru și nouă acum, târguri și festivaluri. Cui ardea târguri și festivaluri? Acum își vă arăt. În momentul în care registrez acest video, în Republica Moldova, are loc festivalul Dieni Pulea. În rus înseamnă Ziua Câmpului. Rusia, Moldova, concert incendiar, zdob și zdob. Zdob de foc la zdob. Zdob la foc la zdob. Gvozd z programy. Tractor Battle. Show для настоящих мужчин. Vrrr, пизды, кун трактор, пизды, ал трактор. Oh my god! Wow! Ok, dragă Doru, exploratorul, ce mare descoperire ai făcut și tu. Padumă-și festival, aici Chicu joacă nuntă, rămâne nepedepsit. Dar tu ce, te temi niște tractoare să îmbolnăvească? Spuneți voi și переключiți la Давай поженимся. Nu! Не переключайте, rămâneți că vă arăt descoperirea. În Moldova, autoritățile au permis organizarea festivalurilor, târgurilor agricole pe 24 septembrie. Amu, intrăm pe pagina evenimentului și vedem că ea a fost creată pe 15 septembrie. Și evenimentul pe atunci se chema doar Dieni Pulea, Rusia-Moldova. Interesant. Se anunță un festival înainte ca acesta să fie permis? Dar cum așa posibil? Cine sunt organizatorii acestui festival? Ministerstvo промышленности и торговли Российской Федерации при поддержке торгового представительства Республики Молдова, Российской Центр науки и культуры. Două instituții de stat din Rusia organizează un festival în Moldova? Țară cu stare de urgență în sănătate publică? Aceste două instituții de stat din Rusia anunță despre eveniment cu doar două săptămâni înainte evenimentului, pentru că, hule, așa se organizează evenimente serioase și mari. Și tot asta se face fără decizia Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică? Tu vrei să spui că pe 15 septembrie zeci de producători, companii de tehnică agricolă din Rusia s-au apucat să vină la un festival ilegal în Moldova? Eu corect înțeleg? Sau poate explicația e alta. Poate cineva intră atât de disperat să câștige la alegeri încât nu-i mai ajung culioașele în mâna lui Cornel în fiecare luni. Nu-i ajung televiziunile plătite cu banii din Bahamas. Nu-i ajung resurse administrative de 100.000 de lei pe zi. Dar mai trebuie de băgat și Igor Dodon, oameni și de împins o rugăminte pe lângă guvern. Băi, băieți, ascultați care e situația. Noi leacăm... Am greșit, ne-am luat cu nunta, știți? Am greșit. Noi pe 15 septembrie am anunțat că facem un festival, dar voi încă n-ați anunțat că e ilegal de făcut festivalul în Moldova. Puteți vreo să ne dați voi, a? Permiteți, vă rog frumos. Ce-a spus? Cod roșu? Da, nu pot să spăgvidesc pe domnul Puchin. El ne-a promis combustibil, 5 milioane de dolari ajutor. Federația Rusă va oferi producătorilor agricoli din țara noastră un ajutor umanitar sub formă de carburanți în valoare de jumătate de miliard de ruble sau peste 100 de milioane de lei. De asemenea, autoritățile de la Moscova vor continua să susțină țara noastră în lupta cu noul coronavirus și consecințele crizei provocate de pandemie. Subiectele au fost discutate de președinții celor două țări, Igor Dodon și Vladimir Putin, în cadrul unei videoconferințe. Ce? Europenii, Banca Mondială și americanii tot ne-au ajutat în ultimul an? Da, înțelegeți? Europenii, Banca Mondială și americanii ne-au ajutat cu 500 de milioane, dar rușii cu 5. Vedeți diferența? E clar cui trebuie de lins între buși, așa-i? Plus la asta, Igor Dodon adesea se laudă cu faptul că el l-a dat jos pe Plahotniuc. A luptat cu oligarhia. Dar ceea ce nu spune el până la capăt e că acolo e ca în locul acela de unde l-a dat jos Plahotniuc, amu în locul acela Dodon stă. Și metodele de manipulare, practicile de propaganda a lui Plahotniuc, amu Dodon le folosește. În anul 2014, PDM a organizat cu câteva zile înainte a alegerilor parlamentare o nedorazumire mai mare decât Marian Lupu atunci când se uita în oglindă. Ziua briului moldovenesc! Atenție la ecran, nivelul de Monica Babuc zașcalivă. Здравствуйте, мои любимые поклонники и уважаемые друзья!
Я приглашаю всех вас на грандиозный концерт в Кишиневе. 27 ноября встречаемся на площади Великого национального собрания. Vino astăzi în piața Marea Dunării Naționale la zilele brâului moldovenesc. Să petrecem în familie, cu prietenii, cu cei mai iubiți interpreți din Moldova și din lume. Maxim Galkin, Laima Vaicule, Nicolae Bascăv, Filip Kirkorov. În 2014 am sărbătorit Briu, 2015 Rădzinca de la Chiloț, dar în 2020 în pandemie, de ce să nu ne dăm bine pe lângă ruși și să facem un festival? День Поля! О, au auzit lumea că rușii au tractoare? Da, dar cine cu rușii? Додн! Браво, Додн! Eu cu dânsul, votez! Cum vă pare acest exercițiu de propagandă? A? Frumos? Din suflet? Da, Galina! Prieteni dragi, eu... Cu ochii mei de explorator, vă spun sincer, cuiva din candidații la prezidențiale îi merge tare, tare huiova. El se înțelege cu rușii, anunță festivaluri și după asta guvernul le legalizează. El spune că nu va folosi panouri electorale, nu va merge pe la dezbateri pentru că e pandemie, dar în același timp își șterge chiloții de toate hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sănătate Publică. Tu înțelegi că de Mârșăv e omul despre care se fac filme, care merge și rășește gura pe la televiziune că el apără valorile tradiționale, familia, copiii. Valorile tradiționale, familia sănătoasă, pentru mine tot timpul au fost, sunt și vor fi sfânte. Pochii, pochii prin biserici vorbesc despre mărinimia acestui lider creștin. Apostolul Iacov spune că credința fără fapte moartă este. Și mulțumesc domnului președinte Ioan Dodon pentru bunăvoința care o are față de Biserica Ortodoxă din Moldova. Și în același timp, tot el, prin majoritatea acțiunilor și declarațiilor pe care le face în fiecare zi, arată că este pohui de oameni. Dragă Igor Nicolaevici, durerea e mare, prieteni. Să-ți bate, javra, să-ți bate. Și noi cu voi, fiind oameni cu inimă mare, ne dăm foarte bine seama și trebuie să facem. În ziua alegerilor, noi nu vom lăsa animalul în chinuri. Noi îl vom zamăci cu ștampila. Pentru că dacă tu nu mergi să votezi, a să o facă tractoarele pentru tine. Și iar atunci o să fie show de-a nastaiașih mușin. Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni. Vă rog din suflet să distribuiți acest video, spuneți și un like în colțul de jos. Poate o să ne vadă și doctor în economie precum Ion Pierju, ministrul agriculturii, căruia o să-i vină minte la cap și o să înțeleagă, băi, pentru cine lucrez eu? Și fac? Ce mă ocupă eu? Mare, mare atenție să aveți la morcojii electorali care ni se aruncă în față în această campanie pentru prezidențiale. Mult sănătate vă doresc și o îmbrățișare caldă, sinceră, dar platonică. Pentru toți cei care mă susțin în fiecare lună pe patreon.com/fedot. Pupicei!